Dragi prieteni, am zis că n-are rost să vă deranjăm pentru câteva minute, că, na, până aflați că nu știu ce, că până vine notificarea, se face noapte. Și atunci am zis că e mai bine așa, pe scurt. Sunt profund revoltat de ce s-a întâmplat astăzi. Am văzut un text pe care l-am văzut și zilele trecute, de vreo două, trei ori, și am așteptat să spună cineva ceva dintre cei autorizați, că noi suntem niște bystanderi, niște trecători, noi suntem niște fraieri care votăm. Asta e tot ce știm să facem, să mai dăm din gură. Dar a fluiera cineva. Vedeți? Așa se întâmplă. Cum încep să vorbești pentru o înregistrare, cum fluieră cineva de pe stradă? Că nu le convine. Deci s-a tot spus și l-am auzit și pe Câțu și pe ăilalți din PNL, spunând tot timpul în interesul PNL și a românilor. În interesul PNL și a românilor. Din când în când mai inversa ordine. Pun și o întrebare asta absolut stupidă, dar cu plină revoltă. Cum adică în interesul PNL? Ce treabă avem noi, cetățenii, cu interesele unui partid? Partidul fiind o grupare de indivizi cu preocupări clar individuale sau personale sau de grup și niciun caz naționale, că s-a văzut foarte clar că pe ei nu-i preocupă ce ni se întâmplă nouă. Și nu vorbesc acum de toate temele, ci la global. Adică nu are importanță să vorbim acum de cum au tratat pandemia, cum au tratat problemele economice, cum au tratat problema copiilor și școlilor, cum au rezolvat problema pensiilor speciale, cum n-au rezolvat absolut nimic. Și să nu uităm că e vorba de niște ani, 2 ani și ceva, nu mai e vorba doar de perioada Câțu, că este și perioada Orban la pachet. Și acum când auzim chestia asta și astăzi, când sunt întrebați, și pe bună dreptate, că o să-i întrebe toată lumea, domnule, dar cum faceți acum că a fost desemnat Cioloș? Mie mi se pare o acțiune perversă. Pe de o parte a președintelui, pe de altă parte a lui Cioloș în sine, care a acceptat, că putea să zică, mă scuzați, nu, eu m-am oferit, dar nu m-am gândit că o să mă și desemnați. Deci tu știi că ești la baza scandalului între cele două partide. Adică cele două partide s-au certat între ele ca niște nesimțiți care nu au nicio responsabilitate și care acum sunt puse să stea din nou la aceeași masă, dar venind unul care are 15%, de fapt nu are 15%, el de fapt partidul lui propriu zis la plusul are vreo 3%. Dar să zicem că acum e președintele USR-ului reunit și are 15%. Tu vii să le spui elora cu 25% ce să facă și cum să facă. Cum poate un președinte să facă o astfel de desemnare? Asta e o întrebare pe care o pun pur și simplu retoric, decât dacă e pervers, pentru că altă explicație n-am. Adică un președinte care din nou ne-a umilit ieșind pe stradă cu doamna lui fără mască, arată că îi se cam rupe de soarta noastră. Și atunci tu vii și spui că fă tu un guvern. Păi cum să facă guvern? Cu cine? Mergi pe trendul pe care l-au abordat cei de la PNL și care spun s-a creat un nou grup de oameni care se înțeleg. USR, AUR și PSD, majoritate parlamentară, să facă ce vor. Păi dacă e așa, atunci tu pleacă de acolo. Du-te acasă. Rămâne țara neguvernată sau ce facem? Deci cum poate un președinte de țară, decât dacă îl sacrifică pe acest domn? Acest domn care a mai fost odată pus la bătaie, dacă vă amintiți, când a căzut sau a căzut, a plecat. Să nu zicem că a căzut, deși la presiunea populară a plecat guvernul Ponta, dar l-a pus tot pe Cioloș. Cioloș a guvernat cu cine? Cu PSD-ul. Și numai că a guvernat cu PSD, dar a avut un vicepremier care era domnul Dâncu, creierul luminat, omul care știe tot și omul care trage toate sforile ca să funcționeze acest partid, adică al lor, PSD-ul. Și atunci tu îl pui pe Cioloș să facă guvern. Putea să zică ceva, un cuvânt, eu nu mi-amintesc dacă a scos vreo vorbă despre eventualitatea continuării discuțiilor. N-a zis niciun cuvânt. A zis, gata, au venit ăia cu unul de-al lor, AUR, PSD-ul a zis clar, noi nu propunem pe nimeni că noi vrem anticipate, PNL-ul a zis un text absolut jenant și e rușinos. Oameni ca Fluturi și ca alții care au 25 de ani de politică, unii chiar 30 de ani de politică, să vii să spui, noi ne-am dus cu o variantă flexibilă. Explicați-mi voi ce e aia variantă flexibilă. Deci băieții ăștia își bat joc pur și simplu de noi toți.
indiferent de ce culoare suntem. Cred că foarte mulți oameni au ajuns la părerea mea, pe care eu o tot spun de 20 de ani, domnule, n-am cu cine să mă identific cu niciun partid. La un moment dat am avut simpatii pentru stilul de a vorbi, de a comunica și de a proceda lui Băsescu și cred că oamenii lucizi îl regretă și acum pentru că el n-ar fi făcut ce se întâmplă acum, în mod sigur. Cu toate bubele lui, că tot îi se bagă pe gât, că cu Udrea, că cu băutura, că a fost Petrov. Dom'le, mai bine așa, dar unul care rezolvă o problemă, decât ceea ce ni se întâmplă astăzi. E adevărat, n-am avut pandemie. Bine că n-am avut pandemie. Dar în situația în care tu desemnezi un om care clar nu va avea cum să discute cu băieții tăi, că tu ești PNL. Domnul Iohannis este PNL. Deci nu poate veni să spună, domne, n-a vrut să-l supăr pe Câțu și am pus pe altul. Dar ce tot PNL-ul ăla nu mai conține niciun om? Nu mai exista un om valabil să facă ceea ce e de făcut, că ați tot enumerat. Avem de făcut aia. Bun, păi faceți. Pe mine nu înțeleg atașamentul ăsta bolnav. Am spus autism, dar e puțin spus, e mult mai rău. Din partea unui grup de oameni, că nu tot PNL-ul este îndrăgostit de Câțu, dar ce a ieșit Câțu și a spus la televizor, mi se pare iar o jignire față de noi. N-a vrut să răspundă la nicio întrebare. A fost întrebat, domne, dar ce faceți? Păi cum ce facem? Ne vedem de treabă. Deci lor li se rupe de soarta noastră. Absolut, nu interesează absolut nimic. În condițiile astea, cred că reacția civică trebuie să fie una mult mai fermă. Nu o spun de ieșit în stradă și asta, mai ales că acum e frig. Dar să se simtă că ei țin cont de ce se întâmplă pe Facebook, ei țin cont de ce se întâmplă pe Twitter, ei trebuie să țină cont și dacă o să vadă că nu e numai făcătură, ci chiar populația este supărată rău, s-ar putea să mai schimbe puțin atitudinea. Deocamdată, noi suntem obligați să-i suportăm 3 ani de zile, pentru că în 3 ani de zile nu o să se întâmple nimic. Președintele nu are nicio problemă, el e acolo. Ca să stai să faci o suspendare de președinte este aproape imposibil și inutil. Că nu ne ajută la nimic. Ce pui în loc? Că problema asta este. Și din punctul ăsta de vedere, băieții care urlă acum, peneliștii mai exact, au atâtica dreptate. Adică tu ai dat jos un guvern și n-ai venit cu nimic propunere să pui în loc. Că n-ai venit. Asta este realitatea. Deci analiza asta istorică, ce s-a întâmplat înainte, cine a început, cine a încheiat, cine a stricat căruța, nu mai are nicio valoare. Faptul că ei sunt atât de rigizi și spun, domne, uite ce ați făcut, ați colaborat cu ăia. Ăia au spus foarte clar și o repet pentru fanii lui PNL-ului, nu a lui Câțu. Au spus foarte clar, noi am rugat să facă un pas înapoi domnul Câțu, chiar dacă este președintele PNL-ului, ales proaspăt sau neales proaspăt, am văzut și cum a decurs acel congres al lor, dar chiar dacă îl iubiți atât de mult, noi am vrea un alt șef la guvern. Deci nu ne băgăm în ce faceți voi în partidul vostru, dar vrem ca țara să fie condusă de un alt șef cu care putem să ne înțelegem. Și UDMR-ul și USR-ul agreau ideea să rămână acolo, dar n-au vrut. Iar ceea ce m-a surprins este că domnul președinte, de-aia spun că este cinic și de rea credință. O spun asumându-mi orice risc. De fapt ce risc? Că am tot dreptul să tot vorbesc. Domnul Kelemen Hunor a venit cu o propunere mult mai fezabilă și mult mai relaxată și mult mai aptă să medieze între părți. Dacă domnul președinte vrea să ne șocheze, trebuie să-l pună pe Kelemen Hunor. Ce mi-e 3%, ce mi-e 6%? Kelemen Hunor, UDMR-ul, au 6%. Deci, măcar puneai un om care a dovedit că știe ce aia responsabilitate. Un partid care niciodată n-a jucat într-o barcă sau în alta, au fost la guvernare și au respectat cuvântul. Au zis, facem aia, au făcut aia. Sigur că avem motive să fim uneori nemulțumiți de anumite abordări ale lor, dar până una alta, această parte a politicului din România a fost constantă și a fost și respectată și lăudată de toate părțile. Și de PSD, și de PNL, și de ceilalți din toate părțile. Și atunci, de ce n-a ținut cont, domnul președinte, de oferta generoasă a UDMR-ului?
Atunci am tot dreptul să întreb cât de mult își dorește domnul președinte ca noi să trecem cele 6 luni, 7 luni, câte ori fi. Nu înțeleg cum au stabilit ei câte luni sunt până la un moment de liniște. Deci, până la urmă, ori e mână-mână cu PSD-ul și vrea să ajungă la anticipate, ori nu-l interesează ce ni se întâmplă nou, ci doar să fie el confortabil să se joace pe tabla de șah. Îl mutăm pe ăsta acolo, ăsta se face de rahat, pleacă în istorie, dispare și PNL-ul. Pe mine nu mă interesează, eu am totul pregătit, terenul de golf, mingile mi le-am luat, mă duc la USA și o să stau liniștit acolo până când îmbătrânesc. Nici mult nu mai are. Deci, chestiunea este că e bine să rețineți. Oamenii ăștia au spus întotdeauna PNL-ul în tot ce facem e în interesul PNL-ului și a românilor. O tot țin cu a românilor. Niciun ziarist n-a subliniat acest aspect că pe ei nu interesează decât PNL este o afacere de grup. Să ne înțelegem, orice partid este privat. Faptul că este la noi privatul se confundă cu statul și primești bani de la stat este o rușine care nu cred că se mai întâmplă în alte țări. Sau dacă se întâmplă, cu atât mai rău. Mie mi se pare o aberație că acești oameni pentru a ne umili, pentru a ne da frit de câte ori au chef, mai primești și bani. Ce bani? De la noi. Deci noi le dăm lor bani, ia puțin niște bani și înjură-mă, hai, înjură-mă de cât ți-am dat. Cam asta se întâmplă. Așa că eu zic să fiți foarte atenți la ce se întâmplă și reacționați pe Facebook și pe asta, pentru că în altă parte n-avem cum. N-aș fi cinstit să spun hai să ieșim în stradă când eu știu că nu mă duc. Eu n-am nici condiția fizică și nici mental nu gândesc că aia e o soluție acum. Dar generația tânără trebuie să profite acum, pentru că această criză n-a fost creată nici de virus, nici de străini, nici de nu știu cine. Cei care sunt puși acolo de noi, au creat-o și nu vor să o rezolve. Pur și simplu nu vor să o rezolve. Nu că n-ar putea, ar fi putut foarte simplu. Spunea, domne, băi Cățule, tu stai puțin la o parte, ești președintele partidului, alege-mi tu pe unul din băieții tăi în care ai încredere și pune-l acolo. Și în 5 minute s-a rezolvat problema. Dar de mult, nu acum. Curtea Constituțională a stabilit deja că netrecerea prin Parlament a moțiunii inițiale, care era deja de o lună, deci gândiți-vă cum erau cifrele de mortalitate și de morbiditate acum o lună. Deci, să nu uităm, a stabilit că n-au fost corect făcute. Deci, cine a colaborat? Orban, adică un om din PNL cu PSD-ul. I-au blocat pe ăștia ca să bage ei la înaintare moțiunea lor. De ce nu se putea face treaba asta acum o lună? Cădea guvernul dacă cădea, scuzați cacofonia, și se rezolva într-o lună, oricum se rezolva. Câștigam o lună din viață și poate că nu știu câte sute de oameni nu se îmbolnăveau și câte sute de oameni nu mureau. Nu interesează nici asta. Curtea Constituțională chiar astăzi a spus, negru pe alb acolo, au scris motivația și au zis că nu s-a procedat corect. Deci ca să înțelegeți că eu nu merg după fente și după chestiile astea conspiraționiste și filozofice. Nu, domne, totul este numai pentru bani, fără nicio scrupul și fără nicio motivație suplimentară. Faptul că președintele n-a vrut să-i întâlnească a doua zi, nu vă spune nimic, i-a chemat peste o săptămână. Adică țara arde, tu mai ai o săptămână, trebuie să mai duci, mai faci o plimbărică, o biserică evanghelică, frumos, o inaugurăm și pe aia, că s-a renovat. Da, Sibiu te așteaptă, tu nu poți să nu stai acasă de sâmbătă, duminică, te respecti. Adică respectul ăsta de sine este atât de puternic încât le-a dispărut orice nuanță de empatie și compasiune față de cetățeni. Și până mă venim și spunem, domne, am inaugurat un spital. L-am văzut pe Câțu după ce a fost la președinte, după ce au stat de vorbă și a avut tupeul să se laude cu realizările lui. Am inaugurat aia de la Pipera. Păi aia de la Pipera era făcută de un an de zile. 2 ani de zile. 2 ani și ceva de zile era acolo. N-au folosit-o pentru că nu era în regulă. Am văzut o postare a unor oameni de meserie care au spus că acolo sunt mari probleme. Dacă îi dă drumul, să vedeți dacă nu o să fie... mâine vor merge 100 de bolnavi, bă, parcă ar fi cartofi. Așa vorbește. Intre 100 de bolnavi și o să fie 375 de locuri, nu e nicio problemă.
Ați văzut, eu am zis, rezolvăm tot. Noi nu avem probleme de asta, noi rezolvăm tot. Dom'le, tupeu, obrăznicia, ignoranța, nesimțirea, toate astea sunt în acest om și grupul lui, pentru că să nu-l izolăm pe el de oamenii care sunt lângă el. Pe toți aia pe care îi vedeți lângă el sunt parte din ceea ce se întâmplă acum. Dacă am avea justiție, toată gașca asta acum ar fi judecată și frumos, eu nu spun să stea la pârnaie, să plătească cu bănuțul. Cu bănuți, doar din buzunar, ce au adunat să dea înapoi, pentru că au înșelat populația. Eu vă mulțumesc dacă ați reținut ceva, dacă n-ați reținut, o să repet peste o jumătate de oră, că de-aia înregistrez, că eu uit ce spun, și m-aș bucura să aveți reacții. Numai bine!